A furat un telefon mobil de la o farmacistă și a crezut că a scăpat basma curată. După jumătate de an, oamenii legii au dat de urma făptașului un bărbat de 46 de ani care riscă o amendă de peste 67.000 de lei sau până la 4 ani de închisoare. Potrivit poliției, suspectul a profitat de neatenția farmacistei și i-a substras telefonul mobil. Prejudiciul este de 5.600 de lei. Bărbatul și-a recunoscut vina și este cercetat penal în stare de libertate. Anterior, el a mai fost cercetat penal pentru fapte similare.